Vă salut, dragii mei! De curând am observat o chestie, cred că e de mult așa, făcând un duș în baia mică aici, am observat că acest suport de gel de duș, de burete și alte treburi pentru baie, dragilor, a ruginit foarte, foarte puternic, da? Eu când l-am cumpărat, am luat doi astfel de suporți, crezând că sunt din inox, 100%. Aburele. Nici pe departe. Este un fier ordinar, deghizat în inox, da? Hai să vă arăt acum cum a ruginit. Asta e, îl voi folosi pe celălalt care îl am, care l-am cumpărat odată cu ăsta, care este nou, și când o ajunge și alălalt la fel ca ăsta, atunci o să caut unul într-adevăr 100% din inox. Dragilor, am fost înșelat când am cumpărat acest suport de duș gel, da? Spunându-mi că este din inox. O să vedeți pe celălalt cel nou cum arată, da? Hai să vă arăt cum a ruginit ăsta. Da? Uitați-vă. Se poate observa aici. Da? E ruginit, e făcut bardaf. Ia uite. Da? Și noi acum o să-l scoatem de aici, din șuruburile astea, și o să punem unul nou. Hai să luăm marafeturile astea de aici. Deocamdată le pun pe astea aici. Aici avem trusa de scule. Ne trebuie o șurubelniță. Hai să vedem dacă avem una cu cap în stea. Am văzut că este cu cap în stea. Da. Am găsit. Ia uite ce are tata aici. Fel de fel de scule. Scule pe bascule. Acum, hai să încercăm să-l dăm jos. Ia. Ha, e prea mică asta. Ne trebuie una mai mare. Hai să vedem dacă avem una mai mare. Da, se pare că avem. Hai să vedem dacă cu asta funcționează. Hai să vedem dacă cu asta funcționează. Sper că n-au ruginit și șuruburile ăștia aici. Merge? Hai că merge. Suntem șefi. Suntem șefi. Așa. L-am scos. Hai să punem aici dopul și să-l punem aici. Așa. Hai să scoatem și pe asta. Să-l scoatem și pe asta, dragilor. Bă, ce m-au țăpit ăștia. Bă, ce m-au țăpit ăștia, frate. Ce m-au țăpit ăștia. Și că, ia, domne, că e din inox. E din inox, e marfa bună. Ia că tace inox, hai de mama lui. Hai de mama lui. Gata. L-am scos. Și hai să vi-l arăt. Hai
Hai să vedem, arăt, dragilor, cum arăta. Ia uite. Ia uite, vai de mama lui. Dacă ăsta era suport de inox, eu mă fac pop. Ia uite. Pun aici jos, că ăsta trebuie să-l duc la... Trebuie să-l duc la gunoi. Și aici avem ăsta la tunul. Ia cât. Îl vom pune pe acesta. Da? Îl vom pune pe acesta. Da. Hai prima dată să iau un șurubel din ăsta și să-l punem așa. Mă scuzați că vă țin cu... Așa. Provizoriu, așa. Provizoriu. Așa. Și în partea asta. Și în partea asta, dragilor. Gata. Și acum le răsucim pe ăștia noi. Așa. Și am schimbat suportul de gel de duș. Da, cu unul la fel de prost. Dar măcar e nou, cât o rezista și ăsta. Până acum nu am observat că ăla era plin de rugină. Na, e montat aici de 5 ani. Și iacătă, n-am avut ochi pentru el, da? Suficient. Hai și în partea asta. Hai și în partea asta. Așa. Așa, să-l strângem. Bine, gata. Nu, cam asta este. Cam așa arată. Da? Hai să-i... Să iau asta de aici. Bă, ce bine era. Și asta de aici. Și asta de aici. Am uitat-o să eu iau la început. Dar eu iau acum. Eu iau acum. Dus. Mama ta, dragul. Așa. Uite. Bathroom accesorii. Da? De unde naiba e asta? 4-8. Ia să vedem. De unde e asta? Scrie și în Ucraina. Pe... Da. Să ia naiba. Da, dragilor, după cum ați văzut, am reușit să-l schimb. Acum să strângem aici tot. Punem șurubelnițele ăștia în locul lor. Așa. Să punem gelul de duș aici. Să pun un lichid frumos. Buretele sus.
Și elasticul de păr al Roxy aici. Arată și el cumva acum, nu? Ia. Ia așa. Până s-o face praf și ăsta. Din cauza umidității și apei. E, deocamdată e de Doamne ajută. Da? Merge și așa. Merge și așa, dragilor. Gata. Ăștia le păstrez că poate mai întâlne. Să ne închidem aici. Și să vi-l mai arăt o dată pe jaful ăsta. Ia. Ia uite cum arată. Ia uite, vai de mama lui. Vai de mama lui. Direct la gunoi se duce rahatul ăsta. Da? Da, gata. Am terminat montajul noului suport de gel de duș și alte marafeturi din cabina de duș de aici. Ați văzut ce simplu s-a pus, dar mare atenție. Mare atenție și voi când cumpărați chestii de genul ăsta să nu vă luați țapă cum i-am luat eu, da? Să nu vă înșele ăștia de la magazin. Voi uita să scrie inox undeva pe el. 100% inox, nu prostie din asta. Un fier ordinar cu un pic de nichel deasupra lor. Deasupra lui, da? Hai, până la următorul clip. Fiți cu minți, abonați-vă la canal și eu vă doresc multă sănătate și să ne auzim cu bine la noi episoade. Ciao!